Ce mai faceți? Hey, Margaret! Karen, Bert! Viața cu lui! Văd că mi-ntoarceți spatele! Eu vă hrănesc! Hai, vă rog! Spuneți ceva! Vă rog! Lasă-mă! Vorbesc cu oamenii ăștia! Un animal în casă implică responsabilități! Mai știți cât vă doreați un animal când erați mici? Mami, luăm un câine! Oh, nu, năpârlește! Hei, dar o pisică? Nu, linge untul! Păi așa e, da! Și te alegi cu un peștișor, exact! Nu știu ce e mai rău, un pește sau un câine? Cel puțin peștele nu trebuie plimba... Au, au, vizionare plăcută! Un peștișor pe nume Piper. Școala generală era ca o cameră de tortură. Înăuntru ne plictiseam de moarte. Afară era și mai rău. Uram recreațiile. Terenul de joacă era locul de întâlnire al psihopaților și teroriștilor. Știai imediat cine erau răii școlii, fiindcă aveau întotdeauna două nume. Era Craig Eric, era Paul George și cel mai rău dintre toți... E micuțul Lulu! Măi, e marele Glen Glen. Ți-am permis să-mi spui pe nume? N-aș prea crede. O să-ți aplic un șurub. Ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? Nimic. Îmi aplici un șurub. Exact. Te învăț eu minte să-mi pronunț numele. Probabil vă întrebați de ce mai ieșeam în recreații. Vă lămuresc în două cuvinte. Dă-i drumul. Jenny, Harper. Ți-am spus dă-i drumul. Da, de ce? Pentru că altfel te pup pe gură și îți dau și păduchi. Ai înțeles? Ia, pe mâine, Lulu! Hei, vreau să aplic un șurub. Era fata cea mai frumoasă din lume. Stai să te ajut, Lulu. Sigur, ei nu i-am spus asta niciodată. Doamne. Mulțumesc. Tocmai voiam să-i aplic figura Anderson. Tata a învățat-o în război. Da, știu. Am vrut să te scutesc de efort. O să-i aplici lovitura asta săptămâna viitoare, dar când nu o să mai fiu eu aici, da, Lu? Cum adică? Tata a primit o slujbă nouă. Ne mutăm. Pe loc, lumea mea se prăbuși. Ginny Harper se muta. Prietena mea cea mai bună. Protectoarea mea. Haide, să ne întrecem. Deja îi simțeam lipsa. În filme, tații știau întotdeauna ce să spună. Poate de asta avem nevoie de sfatul tatei. Da, asta da unealtă. Nu mai găsești așa ceva în ziua de azi. Tata! Ce crezi că faci? Nu te furișezi pe lângă un veteran. Ce e cu tine, mă rog? Spune! Jenny Harper se mută. Cine? Jenny! Se mută la Detroit! Păi, e un oraș mare, da. Se fac multe mașini acolo, dar de ce se mută? Tatăl ei și-a găsit de lucru acolo. Tata se lumină la față. Asta era. Urma să-mi dea un sfat, ca la televizor. Lui, uite ce ai de făcut. Aha, ascultă-mă aici. Află dacă Harper a promis cuiva locul de parcare. Al meu e departe, în spate. Dacă mi-l dă mie, aș avea mai puțin de mers dimineața. În război am mărșăluit destul. Nu mă deranjează mersul, dar aș dormi 10 minute mai mult. Înțelegi, mai băiete? Mulțumesc! Mi-ai fost de mare ajutor. Mai rămăsese să vorbesc cu mama. Deci Jenny se mută. E, știu că prietenia ei e de nelocuit, dar poate-ți găsim un prieten nou. Unde? La Party Line? Lui. La ce-i trebuie un animal? E strigător la cer, i-am dat un frățior. Putem să luăm pisica? Hai, mami, te rog! Uite ce frumoasă e! Te rog, mami! O să lingă untul. Ce? Uite, sar pe bufet și ling untul pe care noi îl mâncăm. Da, toată lumea știe. Ce, vrei să ne omori? Linge unt. Putem să luăm cățelul, mamă? Te rog, ne apără de hoț. Nu o să mai cer nimic. O să-i spun mafic. Hai, mami, lasă-mă să-l iau. Ne apărăsc. Ce pasăre drăguț, să vrei un biscuit? Le cade părul, înfundă canalizarea, casa inundată și tu... Sigur, mama avea idei proprii despre animalul ideal de casă. Păi dacă nu luăm nici câine, nici pisică, atunci ce luăm? Ia-ți un peșteșor. N-are niciun haz. Când eram mic, doar pești erau acceptați în casă.
Except în căpușele care te înțepau în ceafă și se umflau ca baloanele. Oricum, nu existau magazine de-astea. Îi pescuiam direct din lac. Am învățat ce-i responsabilitatea de la micul Solzi. Ce știi tu? Solzi? Ăsta nu-i nume de pește? E un nume foarte potrivit. De... Să ai grijă de pește, e clar lui? Dacă ne face probleme, ajunge Saramura. Se va atașa de tine, cum o să-i spui? Piper. Nu-ți place Solzi, junior? Piper. Ia-l pe Piper și du-te, o să vă împrieteniți. Ah, da? Ce să fac cu el? Să-l pun în lesă? Să-l plimb pe trotuar? Nu-mi spune că ne face deja probleme. De vânzare. Drăguț din partea ta să vii, să ți-ai rămas bun. Mi-am scos peștele la plimbare și dacă tot eram prin zonă... Ei. Acum era momentul, unica mea șansă să-i spun ce simțeam. Jenny? Da? Voiam să spun că... Ce e lui? Tatăl tău a promis cuiva locul de parcare? Oh, ce idioțenie am spus. Oh, ce... Haide, tâmpie. Jenny, trebuie să plecăm. Imediat, Adi! Uite adresa mea. Poate o să-mi scrii cândva. Pa, lui. Pa. Într-o clipă totul se terminase. Jenny a plecat fără să știe ce simt pentru ea. Băule! Oh, ia te uite! Micul lui are un peștișor! Ce zici, cicatrice? Pare destul de gustos, nu-i așa? Oh, da. Iar umple burtoiul. Ai vorbit cu mine? Să nu mă strângi prea tare. Am început să chelesc. Garda ta de corp a plecat. Cine o să te mai apere? Tontule! Hei, Glin Glin, lasă-l în pace pe puștiul ăla grăsuș și vino la masă imediat. Trebuie să plec, ne vedem mâine, Lulu. Ciao. Hai, cicatrice, vino. Hei, bezneticule! Era să-mi îndoi bara. Cei responsabili sunt puștii ăștia? Hai lui! Hopa sus, băiete! Vestea proastă e că bunica vine în vizită. Bunica? Și care e vestea bună? N-am o veste bună. O mai știi pe bunica, nu-i așa? E o dulceață. Sigur, pe mine nu mă înghite, mă urește. V-am mai spus asta, nu? De parcă fisa putea să-l cunoască pe președintele țării. Mă învinuiește că nu-și poate vizita fica la Casa Albă. În rest, e o ființă adorabilă. Dacă îi treci cu vederea, pielea solzoasă, dinții galbeni și respirația care ar omorî un dinozaur. Asta ar explica și dispariția lor, dacă mă gândesc bine. Oh, am pornit. Mulțumesc că m-ai adus, tata. Ce-i cu voi? Hai să mergem. Ce tot faceți? Nu intrați odată? Nici gând. Respira ca dinozaurii? Mai rău ca tata nu se poate. Te-am auzit. Treci încoace. Dacă n-a fost ziua cea mai rea din viața mea, sigur a intrat în top 5. Lui, te-am mutat la Tommy. La Tommy? El unde sta? În camera lui. Veți sta amândoi. În camera ta stă bunica. Ia duceți-vă să-i spuneți noapte bună. Problema era că au cazat-o în camera mea. Oriunde mergea, îi trebuia să treci prin fața camerei ei. Eu trec acum! Lui! Spune-le părinților că am intrat. Hai să o saluți pe bunica. Dă-i un pupic lui bunica. Avea dreptate tata, ce dinți galben. Toată lumea rămasă, acum. Da, salvat de urlet. Un pic din asta și un pic din asta. Îmi amintește de vremea când găteam pentru regiment. Mai puneam și noroi să dea gust. Tata gătea de câte ori venea bunica. În cele din urmă i-am înțeles strategia. Încerca să-i grăbească plecarea. Haide, lui, stai lângă mine. Dă-te de aici, e locul meu. Nu e șeful meu. Eu sunt șeful vostru. Stați jos. Poftim, e destul pentru toți. Mâncați repede să nu se răcească. Oh, Wendy, ne simțim bine între noi. Nu e nevoie de televizor. Un filmuleț înainte de cine? Ce avem aici? Să vedem.
Am găsit, așa mai merge, îmi place asta. Tu ce le să dau mai tare, bunico? E? Spune, îți place și ție? Oh, e perfect, Dandy. Tată, macaroanele sunt vechi. Lui, mie îmi plac. Sunt verzi și uscate. Ce tot spui? Sunt cu spanac. Pe front toată mâncarea era verde. Macaroanele, cartofii, salata. Salata e chiar verde. Păi da, acum e așa. Noi am dat startul. Uitați-vă, l-a învățat să oprească baioneta cu fruntea. Oh, Andy. Mai vrea cineva? Te rog, da, Andy. Mă enervează. Mă enervează la culme. Mâncați, băieți. Tata a cumpărat prăjitură pentru desert. Să nu atingeți! E pentru o ocazie specială. Ziua când o să vă mutați. Andy, am uitat să-ți spun. Am fost astăzi în garaj și ți-am baranjat uneltele. Toate. Ce? Le-am pus în ordine alfabetică. Ce? Nu mulțumi. Uite, tata o să o pocnească. Oh, foarte bun, bun. Lui, Tommy, la voi în cameră. Hai, acum. Ce-am făcut? Hai! Pot să-l hrănesc pe liber? Nu știi cum e, îl strici. Poftim, amice. Gura mare. Desigur, nici eu nu știam cum. Era primul meu peștișor de aur. Nu știam cât mănâncă. Creatura începuse să crească. Începuse să mă trezească dimineața. Eliu, trezește-te. A? Ce? Tommy, gura! Vreau să dorm. Să împărțim camera. Hei, aici! A? Unde? E foame, Lu. Dă-mi o gogoașă, te rog. Mă topesc aici. Nu vă atingeți de prăjitura mea. Hei! Prăjitura mea! Nu! Te fac file! Îmi iau cuțitul și te fac sote și te mănânc! Te viu, te mănânc! Ce se întâmplă? Tata, îl mănâncă pe viper! Îl mănâncă pe viper! Peștele! Țâncii! Prăjitura! Andy... Copii ăștia! Tu răspunzi de pește. Trebuie să ai grijă de el. I s-a terminat mâncarea. Mi-e lihnit. Nu am timp să te duc la magazin, dar dacă o să rogi frumos, o să te ducă bunica. Ai. Lui, tu ești? Oh, regret, Piper. Ai. Ce scrii, lui? Nimic. Țărmana Lucil. Ți-e dor de prietena ta? Lui și Jenny stau într-un tei. Pop, 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 pop. Vrei un dicționar? Asta o să te coste luni. Ce faci? Lasă-mi nepotul în pace. Încerc scuze, doamnă, discutam și noi. Știu să recunosc un șurub când văd unul. Hai, dispari. Da, lui și bunica sunt copacel. Bună, ce cauți aici? Tocmai mă întorceam de la magazinul de animale. Ai luat mâncare lui Piper? Părea înfometat. Tu ai scris asta? Păi eu exersam alfabetul. Aha. Doar nu e Jenny Harper, nu? Dar tu de unde știi? Păi, mama ta mi-a trimis poze cu tine și cu prietenii tăi. E drăguță foc. Păreți apropiați. Am fost. M-a părăsit. Oh, îmi pare rău. De ce nu-i scriu o scrisoare? Nu știu să scriu. Oh, ba cred că știi. Dar dacă râde? Dar dacă râu? În sfârșit am cunoscut-o pe bunica așa cum era în realitate. Nu era un monstru cu dinții galbeni de la azilul de bunici. Făcea parte din familie. Ascultă sfatul unei bătrâne. Niciodată nu-i prea târziu să-i spui cuiva ce crezi despre el. Hei, vă rog, terminați! Îl lăsați-mă! Hei, Glenn, știi ceva? Ești un cretin! Nu e chiar ce vroiam să spun. Vino, să vedem ce bunătăți a mai pregătit a statul tău. Totul era perfect când... Ce idee excelentă! Tata, nu! Oh!
Oh. Era prietenul meu, cum ai putut să-l gătești? Nu o să te ierd niciodată, tata. Toată ziua am stat pe ăla ca să-l prind. Tu l-ai prins? Exact. Cu mâinile astea cu care te voi strânge? Randy! Ce? Piper! Mi-a aruncat cina pe fereastră. I-am făcut o baie. Baie? Dar e pește. Acum e un pește curat. Bun, atunci să-l gătim. Andy. Nimeni nu-l mănâncă pe piper, va sigur. Păi ce o să mâncăm? Iar macaroane? Ca pe front. Aceeași mâncare la 360 de zile pe an. Macaroane, macaroane. Ei, a venit timpul să plec. Oh, mamă, ești sigură? Pleci? Ce păcat. De ce? Să nu abuzez de ospitalitatea voastră. Na, cam târziu. Te ajut la împachetat? O, Andy, ești cinele ideal. Nu-mi venea să cred. Tocmai când începuse să-mi placă bunica, trebuia mamă, să plece. Să mai vii pe la noi. Pa, bunii, o să-mi lipsești. Și tu o să-mi lipsești, drag. Haide, împrățișează-o pe bunica, haide. Scuzați, îmi pare rău. Andy. Pa, pa. Să ai grijă de Piper. Pa, pa. Drum bun. Pa, pa. Pa, bunico. Ce pa, păcat. Începusem să mă obișnuiesc cu băbuța. De data asta n-am mai mirosit a naftalină. Știi lui? Uneori e bine când pleacă cineva. De ce, tata? Nu știu, încercam să te ajut. Mai dă-mi pace. Hei, cine mănâncă? Bunica! Ce și-a uitat? Proteza? Bună, lui! Ginny, te-ai întors? Da, tatei nu i-a plăcut slujba nouă, așa că ne-am întors la cea veche. Oh, bună, Ginny, bine că te-ai întors. Oh, domnule Anderson, să nu uit. Tata vă transmite că vrea locul de parcare înapoi. Ce? Ce grozav, vechiul meu loc s-a ocupat. Va trebui să parchez mai departe. Mai bine că merg pe jos la lucru. Asta înseamnă să mă scol mai devreme. Jenny, tu ai... mi-ai primit scrisoarea? Nu! Mi-ai scris lui? Ce ai scris? Nimic. Lui? Am scris doar că mi-e dor de tine și că îmi lipsești mult. E vorba de scrisoarea asta, nu? Dar ai spus? Am vrut să te aud pe tine. Tu... Și tu mi-ai lipsit mie. Wow, ăsta-i peștele! Ce mare este! Ce mănâncă? Pui, gogoș, prăjituri. Serios? E ca un coș de gunoi. Ia-ți și tu. Nu pot, ne-am luat pisică. Nu știi ce fac pisicile? Nu. Linguntul. Toată lumea știe. Sar pe bufet, linguntul, tu-l mănânci și... Mi-am dat seama că în materie de sfaturi, familiile de la televizor sunt nimic pe lângă Anderson. Mama avusese dreptate. Piper s-a atașat de mine. Și tata avusese dreptate. Uneori e bine când pleacă cineva. Dacă Ginny n-ar fi plecat, nu i-aș fi scris scrisoarea. În fine, și bunica avusese dreptate. Niciodată nu-i prea târziu să-i spui cuiva ce simți pentru el. Dragă bunico! Hei, ți-a plăcut? Vrei să înveți câinele, ha? Haide, killer! Da! Hai, spune bună ziua! Hai, să vadă că Lesi nu se compară cu tine. Nu te mai uita înfometat spre pești. Nu e o idee bună. Mă lingi. Nu mai linge fără să cer voie.